Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Răzvan Muntean. Ne revedem aici la Târgul Național Imobiliar, TNI. În spatele meu, lumea, după cum vedeți, a început să vină. Sunt câteva zeci, poate sute de persoane aici în târg. Pe lângă expozanți de valoare din România, am avut și câțiva oameni pe care îi cunoșteam din auzite, dar acum am avut plăcerea să-i și văd față în față, care vând în Dubai. Știu, Dubaiul este așa pare așa o piatră rară la care doar aspirăm, fără să ne gândim că ne putem și permite acolo. Și multe dintre întrebările din ultima vreme vizează această zonă de investiție în Dubai. Și cu cine puteam să discut mai punctual decât cu cel care de fapt a declanșat scânteia investițiilor în Dubai? Am lângă mine pe Mircea Brânzei, primul om care cumva a dus în atenția românilor ceea ce înseamnă investiția în Dubai. Bine ai venit, Mircea! Bine te-am găsit, Răzvan! Suntem cumva la câți ani de când Dubaiul a devenit așa o atracție? Lumea spune că Dubai e doar o bulă, dar se pare că e o bulă de 20 de ani și e în continuă creștere. Dubai s-a adaptat foarte mult. Sheikhul de acolo este foarte flexibil și un vizionar și a făcut Dubai un punct de atracție. De exemplu, dacă vorbim doar anul trecut, au fost peste 22 de milioane de vizitatori. Practic, Dubai este în top 3 orașe din lume, cel mai vizitat oraș. Și acum nu se mai pune problema, ai fost în Dubai, n-ai fost în Dubai, ci de câte ori ai fost în Dubai. Și cu ce scop ai fost în Dubai? Și cu ce scop? Majoritatea merg în Dubai pentru a vizita, dar acum din ce în ce mai mulți oameni investesc în Dubai, pentru că Dubai este o piață foarte atractivă pentru investiții, începând de la randamente, poți să scoți randamente de 12-16% pe an din închiriere, adică îți recuperezi bani în 7-8 ani. Comparând cu piața din România, unde ne scoatem bani în 25-30 de ani din închiriere, în cel mai fericit caz. Și pe lângă asta vorbim și de siguranța investiției, pentru că acolo toți banii sunt protejați de guvern. Banii pe care clienții îi plătesc intră într-un escrow și guvernul îi protejează. Adică dezvoltatorul, nu se întâmplă ca în România, dezvoltatorul nu se poate atinge de banii clienților să dezvolte pe banii clienților, ci dezvoltă pe banii lui. Și banii clienților sunt totdeauna protejați. Ok, hai să luăm un pic așa. Dacă ar fi să, am reținut de la tine că Dubaiul este cel mai sigur, din câte știu, cea mai sigură zonă din punct și cu punct de vedere al securității. Și din punct de vedere al securității, ca de a locui acolo, au peste 800.000 de camere cu recunoaștere facială, practic în 2-3 ore ești găsit oriunde ai fi. Dar și din punct de vedere al siguranței investiției. Da. Bun. Ok. Ca investitor, în ce plajă de investiție te... Pentru că fiecare om cumva are niște bani puși deoparte la care se gândește, băi, i-aș investi undeva. Acum poți să ai puși deoparte 10.000, 100.000, 1 milion sau așa mai departe. În ce zonă ne aflăm? Adică vorbim de investiții de sute de mii? Că eu cel puțin acum ceva vreme, când mă gândeam la Dubai, ziceam, ok, când o să ajung să pun deoparte câteva sute bune de mii în care să nu știu ce să fac cu ele, le duc în Dubai. Exact așa am crezut și noi acum 2 ani, când am zis, hai să testăm și noi bogăția, hai să părim interesant și să vedem cum arată o casă în Dubai și cam cât ar costa. Evident, gândindu-ne la Dubai, am zis, sigur, e milioane de euro, nu ne apropiem, dar totuși hai să vedem. Și când am fost la prima vizionare, acum 2 ani, am fost plăcut, surprins să vedem că e nevoie doar de 5% avans pentru a rezerva o proprietate în Dubai și mai mult de atât poți să plătești rate la dezvoltator pe 2, 3, 4, 5 ani, iar prețurile încep undeva de la 150.000 de euro, iar ratele la dezvoltator sunt fără dobândă. Deci rate la dezvoltator fără dobândă 5% cam cum e prima casă la noi. 5% și după aceea continui la fiecare, plătești un down payment după ce faci rezervarea de până la 20%, adică în interval de 2-3 săptămâni după rezervare, iar apoi poți să plătești rate de 5%, 6%, 8% până la finalizarea contractului. Ba mai mult de atât, sunt unele proiecte care permit rate inclusiv după ce ai primit cheile. Tu ai primit cheile, începi să-l închiriezi, să produci și plătești rate în continuare. E un model care e ușor atipic, pentru că... E atipic pentru că legea le permite. Legea le permite. Și asta tocmai pentru că și pe de o parte și dezvoltatorii cred că se simt ei în siguranță. Da. Atât timp... Și au bugete astfel că să dezvolte pe banii lor și să nu fie nevoie să dezvolte pe banii clienților.
Bun, concret, când ai început, putem vorbi cumva și transparent, sigur, cum s-a întâmplat la voi? Cum s-a întâmplat, da, okay, exact. Acum 2 ani, după, noi avem un alt business, My Geisha, și producem parfumurile în Dubai și era o tradiție pentru noi ca în fiecare Crăciun să mergem în Dubai. Și acum 2 ani, fix înainte de pandemie, am zis hai să vedem niște proprietăți în Dubai, doar așa, oricum nu ne cumpărăm, noi nu ne gândeam să cumpărăm. Am dus la o vizionare și am zis care sunt cele mai tari proprietăți în Dubai la ora actuală. Și ne-au arătat două proiecte, am zis bine, hai, când am văzut că e doar 5%, aveam nevoie doar de o copie de pașaport, hai să le luăm. Nu știam. Ne gândeam pe drumul spre România, acum naiba le plătim. Pentru că nu aveam toți banii puși deoparte, costau amândouă 550.000 de euro și nu aveam bani să le plătim. Și atunci am venit cu ideea, hai să facem imobiliare Dubai.ro și să spunem prietenilor despre această oportunitate. Și așa am început acum 2 ani cu imobiliare Dubai.ro. Și prima investiție în numerar cât a fost? Ca și valoarea apartamentului, da. 350.000 de euro a fost primul apartament, am, okay, plătit rate până acum 120.000 și acum valoarea lui e aproape 600.000. Deci, practic, wow, 120.000 în 2 ani. Cu 120.000 investiție, practic, dacă am vinde-o acum, am face aproape 250.000 de euro profit. Între 556.000 de euro acum. Deci, randament de aproape 200% în 2 ani. Tocmai de aceea foarte mulți dezvoltatori din România au început să investească în Dubai pentru că din capitalizare în Dubai, din flipping, câștigi mult mai mult, randamente mult mai mari decât din dezvoltare aici. Pentru că, o să-ți spun și de ce, scuze-mă că te întrerup, în Dubai după ce achizi 30% din valoarea unei proprietăți, tu poți să o vinzi. Legal, predai contractul mai departe și... Fără niciun fel de penalizare. Okay. Și atunci, de exemplu, proprietățile în construcție cresc cam cu 25% pe an. Tu ai dat, să zicem, 30% din valoarea proprietății într-un an. Dacă a crescut cu 25%, practic tu aproape ai făcut un randament de 80-85% într-un an pentru faptul că o vinzi. N-am cum să nu te întreb acum cu cuvintele omului de pe stradă, care spune, ok, crește cu 25% pe an, dar cât o să tot crească câte 25% pe an? Până la finalizare, nu an de zile. De exemplu, nu, vorbesc proiectul... piața din Dubai, că nu e o bulă, dar totuși pare ceva care se tot umflă. Da. Are loc să mai crească? Are loc foarte mult. Gândiți-vă că acum sunt 3 milioane de locuitori și o să ajungă până în 2030 la 11 milioane. Au nevoie unde să stea, au nevoie de locuințe. Plus că cererea e mult mai mare decât oferta. De exemplu, s-a lansat un proiect, vi-l arăt aici, Safa, s-a, okay, lansat acum o lună, în mai puțin de 3 zile a fost vândută în proporție de aproape 90%. Mai puțin de 3 zile. În prima zi a de la lansare... A fost lansat fizic sau pe machetă? Nu, s-a lansat pe machetă. Pe machetă. Deci măcar nu-i pus un buldozer pe teren. Și cererea e mult mai mare, adică avem mai multe cereri decât putem noi să le dăm. În ziua lansării s-a vândut 1,9 miliarde de dolari. Încă nu poate să facă față, să facă construcție atât de mare cât e cererea. Ai foarte multe facilități și taxe zero și nu ai taxe pe proprietate și veniturile din chirie sunt neimpozabile. Ai foarte multe facilități și Dubai e frumos. Ai foarte multe. Cum arată Dubaiul, ca să ne dăm seama un pic și despre potențialul de extindere fizică pe orizontală? Dacă vorbim de centru Dubaiului, este Burj Khalifa Dubai Mall. Acolo avem centru, downtown. Okay. În jurul Dubai Mall și Burj Khalifa avem Business Bay, care e o zonă foarte căutată, unde gradul de ocupare e foarte mare din cauza multor oameni de business care vin acolo și trebuie să se cazeze chiar în sezon, chiar în extra sezon. Deci Business Bay e o zonă pe care noi o recomandăm. Tot pe lângă Dubai Mall și Burj Khalifa avem și de AFC, un fel de Wall Street al lor. Deci practic asta, cele două regiuni încercuiesc downtown. Este un fel de zona premium al lor. Okay. După care ne ducem spre plajă, avem Palmul. Ok. Dar deja în Palm și GBR, prețurile deja sunt foarte mari acolo și nu prea se mai fac clădiri noi, iar ce se face e foarte scump. Cel puțin în ultima perioadă nu prea mai recomandat nici GBR, pentru că trecem de 1 milion de euro, și nici Palm, pentru că e deja foarte scump. Deci avem această zonă și foarte e plină dezvoltare acum zona
Damac Hills, Damac Lagoon, unde se face o comunitate cu peste 6.000 de case, cu lagună cristalină foarte mare, cu parcuri de distracție, ai toate facilitățile, să nu fie nevoie să mergi la mare. De ce? Pentru că acolo în zonă a fost și Expo, și unde a fost Expo, majoritatea clădirilor s-au dat către firme mari și o să-și mute acolo birourile, plus că la 10 minute de Damac Hills și Damac Lagoon se va face cel mai mare aeroport din lume, Al Maktoum, care va avea 200 de milioane de vizitatori pe an, capacitate dublu față de cel mai mare la ora actuală din lume. Și atunci zona aceea va fi inima Dubai, rămâne centru Burj Khalifa, Dubai Mall, nu o să, chiar dacă, de exemplu, un fel de centru vechi al Bucureștiului. Nu, e centru nou, dar o să și rămână. Chiar dacă se încearcă să se facă un alt turn în zona Creek, niciodată nu o să se mute Dubai Mall și Burj Khalifa, acolo să rămână centru. Uh-huh. Și atunci sunt două variante mari pe care noi le recomandăm să investească. Ori în centru, unde ești în centru, oricât se dezvoltă mai mult pe deșert, tu ești în centru și valoarea crește, pentru că acolo nici nu prea mai ai unde să construiești, pentru că aproape toate ploturile sunt construite, sau te duci în zona Damac Hills, Damac Lagoons, unde vei avea toate facilitățile de la mare, ca și la mare, unde casele încep de la 1900 de euro pe metru pătrat, adică și prețul e foarte accesibil. Case pe pământ, adică nu... Case pe pământ, da. Okay. Unde și prețul e foarte accesibil și zona va fi în plină dezvoltare, pentru că va fi aproape de cel mai mare aeroport din lume. Plus zona unde a fost Expo. Când ați făcut voi prima investiție, ați făcut-o pentru ce tip de apartament era? Sau era un apartament, one bedroom, 69 de metri pătrați. 69 de metri pătrați la 350 de mii, și acum e aproape 600 de mii, dar nu găsești. Nu găsești acolo în zonă. Ce recomanda unui... Dacă acum ar veni cineva și ți-ar spune, am, uite, 350.000 de euro și aș vrea să investesc cu cap. Asta e prima întrebare pe care noi o punem. De fapt, sunt două întrebări importante pe care noi le punem ca să știm când stăm de vorbă. Ce buget ai și când vrei să faci prima investiție? Pentru că după ofertele în Dubai sunt valabile 15 minute. E greu de crezut, dar chiar așa e. Vezi o unitate acum. Dacă nu o iei, s-ar putea ca peste 15 minute să nu mai fie disponibil. Mi-aș aminte de terenurile din București din anii 2007-2008, unde erau nebunie și creșteau de la o zi la alta cu... Așa e în Dubai, doar că avantajul acum în Dubai e că piața... Pare o creștere controlată totuși, adică o creștere care e sustenabilă inclusiv din punct de vedere fizic, adică ai unde să te extinzi. Vă explic și de ce e creștere, pentru că prețurile încă sunt subevaluate. Dar mă întrebați, o să revin la prețurile subevaluate, m-ați întrebat de 350.000. Așa. Sunt câteva proiecte pe care noi, de exemplu, zice, am 350.000, atunci avem mai multe variante pe care să le recomandăm. Dacă îmi spune 350.000, eu nu trebuie neapărat să mă limitez la 350.000. Dacă îmi spune 350.000, eu pot să dau și eu o proprietate la 500.000. De ce? Pentru că după ce ai achitat 50% din valoarea unei proprietăți în Dubai și proprietatea e gata, putem să-i ajutăm să ia credit de la banca din Dubai și banca finanțează încă 50% credit tip ipotecar. Și atunci e foarte simplu, dacă îmi zice 350.000, pot să mă duc și spre 500.000 cu bugetul. Putem să-i dăm fie o casă în Lagoons de 200 de metri pătrați, putem să dăm aproape un one bedroom în Safa, putem să dăm un Icon. Avem variante, da? Putem să ne încadrăm și de probabil la 180.000 de euro. Probabil că este important și ceea ce vreau să fac ulterior, dacă vreau să fac un exit, probabil că ar merge să... Asta e a treia întrebare pe care noi adresăm. Care e obiectivul? Pentru că sunt clienți care vor să facă exit, vor să facă flipping, să-și înmulțească banii, uh-huh. Alții care vor să-l păstreze, să închirieze ulterior, sau care vor să se mute acolo. Și atunci, în funcție de buget, când vor să facă prima investiție și obiectiv, noi le spunem exact, ăsta e proiectul pentru tine. Pentru că noi nu suntem agenți să vindem orice în Dubai. Asta e o mare problemă în Dubai. Sunt foarte mulți agenți, peste 10.000 de agenți, iar acum, de când am început noi cu evenimentele în ianuarie și a crescut foarte mult interesul în România, am văzut că foarte mulți agenți din România sunt deja consultanți în Dubai. N-au fost în viața lor în Dubai, n-au cumpărat niciodată în Dubai, dar vând proprietăți în Dubai. Și colaborează cu diversi agenți din Dubai care... pe românește spun mint. Te păcălesc că au unitate, să plătești o rezervare și se trezea, stai că s-a dat, trebuie să-ți caut altceva. Și am cazuri concrete de clienți care au plătit rezervare,
unitatea nu era disponibilă și s-au trezit că au rămas cu banii dați și așteaptă să le vină altă unitate, dar între timp prețurile au crescut și acum cum o rezolv pe asta? Și au venit la noi să le rezolvăm problema. Deci atenție foarte mare de la cine cumpărați în Dubai. Întrebați cât ai investit în Dubai, câtă experiență ai pe piața din Dubai, ai cumpărat 5 proprietăți, 10 proprietăți în Dubai. Noi până acum am cumpărat 16 proprietăți în Dubai. Noi suntem investitori și partea bună e că ne ocupăm și ulterior de tot ce înseamnă închiriere, revânzare, mobilare și tot ce e nevoie. De aceea, întrebați-vă consultantul, ai cumpărat în consultantul, agentul, ai cumpărat în Dubai, câte proprietăți ai cumpărat în Dubai, în ce măsură ești tu să mă sfătuiești pe mine, arată-mi disponibilitatea acum, că oferta e valabilă astăzi, nu că a fost vândută deja al cuiva. Pentru că mulți las că cumpăr de la un prieten sau cumpăr eu de la cineva, dar am pățit de foarte multe ori lucrul ăsta. Deci, mare atenție în Dubai, de la cine cumpărați. Această ofertă, cât de publică este? De exemplu, în România, să zicem că te poți uita pe portaluri și vezi Dubai, cam ce este în acolo. Nu e publică, în doar state agenții. Te uiți în MLS și vezi acolo ce proprietăți sunt. În Dubai, doar agenții au acces la proprietățile. Vorbim de proprietățile de la dezvoltator, că noi vindem de la dezvoltator. În mare parte noi lucrăm cu Damac, e cel mai mare dezvoltator privat din Dubai și recomandăm Damac pentru că este un dezvoltator puternic, dar doar agenții au acces. Dar agenții, fie agenții Damac, fie agenții din agenții, dar pentru că concurența e foarte mare, ei vând și ceva ce nu au. Asta e interesant. Asta e deci problema. Eu ca investitor, dacă aș vrea să mă uit peste piața din Dubai, mă duc și caut agenți care să-mi... Da, pentru că tu nu ai acces să vezi, pentru că acolo nu se vând proprietăți, acolo se vând proiecte. De exemplu, okay, îți prezint proiectul SAFA, se spune, da? Am stabilit, îți place proiectul, după care începe să căutăm o ofertă. Etaj, suprafață, view, preț. Nu e, am apartamentul ăsta la vânzare, costă atât, e la etajul atât. La etajul ăsta costă atât, pentru că ar însemna că la fiecare 5 secunde să updatăm prețurile. Deci noi mai întâi prezentăm proiectul, îți place proiectul, trecem la pasul următor să căutăm disponibilități care sunt valabile 15 minute. Valabil adică pentru second market, acolo unde se... La secondary market e diferit, noi nu vindem în acest moment secondary market, o să vindem. Acolo am unitatea asta, o am la vânzare, acolo e fixă, că am unitatea X, ăsta e apartamentul, ăsta e prețul. E diferit, dar când vorbim de proiecte, piața e foarte dinamică. Când se vinde un apartament sau un imobil, oricare ar fi el, se vinde mobilat sau... Depinde, sunt proiecte la care unde se vinde mobilat, sunt proiecte unde se vinde complet utilat, de exemplu bucătăria inclusă, electrocasnice incluse, baia finisată și totul finisat și mai trebuie să spui lucrurile mobile, tot ce înseamnă pat, mese, scaune, fotolii, tapet și ce vrei să mai pui. Depinde de la un preț. Este pretabil Dubaiul pentru o nevoie exprimată în felul următor. Există oameni care vin și spun, doamne, cu zvonurile acestea, că s-ar putea războiul, zvonuri, mă rog, temerea că războiul s-ar putea să capete proporții. Și atunci mergem spre zone sigure. Este o zonă de locuit pe termen lung sau este o zonă mai mult în zona investițională și de vacanță? Este o zonă în care să-ți crești copiii în siguranță, pentru că acolo drogurile sunt interzise, pedeapsa e capitală, rata infracționalității e spre zero și este o țară în care, o spun cu mâna pe inimă, este o țară în care poți să-ți crești copiii în siguranță. Deci este și o țară este un oraș, de fapt, unde poți să locuiești. Plus că Dubai e neutru, e prieten cu toată lumea, plus că mari grei lume au investit acolo, ruși, chinezi, americani, japonezi, e un safe mare Dubaiul, în care toți grei lume și-au pus bani acolo și ne punem și noi niște bănuți, pentru că e zonă protejată. Ce urmează în proiectele voastre? Care sunt următoarele, next level în proiectele voastre? Urmează să lansăm în iunie un proiect în zona Business Bay, fiți cu ochii pe noi, scrieți-ne pe Instagram sau pe WhatsApp sau pe site. Sau urmăriți pe site-ul imobiliaredubai.ro. O să lansăm în zona Business Bay un proiect foarte mare, dar care probabil la fel în 2-3 săptămâni se va vinde integral, așa că fiți cu ochii pe noi să vă ținem la curent cu ce lansăm. Tocmai am lansat casele Cavalli Casa, pentru că Damac a cumpărat și brandul Cavalli, dar pleacă de la 5 milioane de euro, cea mai ieftin. Super. Aici la TNI, la Târgul Național Imobiliar,
cu ce ați venit sau ce ar putea să vină, cu ce ar putea să aducă în plus o prezență la târg decât ceea ce găsește deja omul în avem, pe site. Avem câteva oferte, inclusiv camere de hotel, avem la Radisson și la Paramount cu randamente garantate. Avem, dacă vrea cineva, bă, eu vreau randament garantat, nu mă interesează profit mare, și avem randament garantat de 10%, atât la Radisson Hotel, cât și la Paramount, uh-huh. Deci, cu prețuri începând de la 200.000 de euro, o cameră de hotel. Avem Safa, cel mai delux proiect lansat în Dubai în ultima perioadă. Safa și Cavalli sunt cel mai delux proiecte din Dubai. Arhitectul care a făcut cele două proiecte a făcut și Muzeul Viitorului în Dubai. Avem Damag Laguns cu vilele acelea foarte frumoase care încep de la 1900 de euro pe metru pătrat. Portofino, avem acum în Nisa și în Portofino proprietăți. Portofino și Nisa sunt două dintre cele 8 clustere de acolo. Mai avem un Icon City. 1900 de euro pe metru pătrat, e așa ceva care da, găsești și la noi. Adică nu zic că găsești la noi în Dorobanți. Nu, acolo găsești la noi în cartier. Adică în 1900 de euro pe metru pătrat, de la 1900 de euro pe metru pătrat acum, pentru că e în fază de proiect, dar o casă aici vine undeva la 450.000 de euro, dar în momentul când e gata e aproape între 800.000 și 1 milion în cartierul vecin. Deci procentul de creștere e unul foarte mare. E o poveste frumoasă care sună bine și din tot ce ai povestit și ceea ce de fapt este și în povestea tuturor oamenilor cu care am interacționat legat de Dubai. N-am cum să nu vin cu o întrebare de genul cine n-ar trebui să fie acolo în Dubai? Sau când să nu te gândești la Dubai? Dacă ce? Nu te gândești la Dubai dacă nu poți să duci ratele măcar până la 30%. Pentru că mă întreabă lumea, ok, și care sunt riscurile, că totul sună prea frumos, care e riscul? Riscul e, într-adevăr, să plătești, zicem, 20%, să te blochezi, să nu mai poți să-l vinzi mai departe, există riscul să pierzi. Dar dacă ai apucat să plătești 30% din valoare, poți să-l vinzi. Deci dacă ai măcar 30% din valoare pregătiți, poți să te gândești la Dubai. Dacă nu, mai, nu acum. Uh-huh. Dar sunt și proiecte mai accesibile de la 150.000, 160.000 de euro, 180.000 de euro cu plata în 3 ani, adică putem să ne adresăm unei plaje mari de consumator. 160.000 de euro prețul total al, da? Deci și dacă aplicăm cei 30% din așa, dacă ai 50.000 de euro deja poți să iată te că întrebarea de la începutul la întâlnirii noastre, cu câți bani ai putea să fii în zona safe? De la 150.000 de euro și nu trebuie să iei pe toți acum. Dacă ai măcar 30%, deci dacă ai 50-60.000 de euro pregătiți, poți deja să te gândești la Dubai. Super. Mircea, ce să zic? Mulțumesc pentru... Mă întrebai cu mare drag. Vreau să-ți mai zic o chestie. Mă întrebai cât timp poți să crească... O să-ți dau un exemplu. Cu $1,000,000 acum, în Dubai, poți să cumperi 100, în mediu 193 de metri pătrați. Ok. Dacă te duci spre Paris sau spre Londra, poți să cumperi undeva la 35 de metri pătrați. Dacă te duci spre Monaco, poți să cumperi 12 metri pătrați. Te duci la Saint-Tropez, poți să cumperi 8 metri pătrați. Ca să-ți dai seama cât mai e timp de creștere. Pentru că piața în Dubai încă e subevaluată și ăsta e un lucru foarte important. Pare să crească, fie într-o creștere, e o creștere organică, deci da. Nu e o creștere în salturi, chiar dacă este accelerată. Da, pentru că cererea e foarte mare. Cum stați cu construcțiile din punct de vedere prețuri? Că până la urmă și în România și cam în toată lumea ne lovim de creșterea materiei prime, de creșterea, acum vine zona de electricitate și gaze. În Dubai... E autonom. E autonom, exact. Totuși, materia primă... E autonom, da, materia primă, dar ei au totul pregătit cu câțiva ani înainte. Adică ei lansează, nu fac o clădire de 20 de etaje, fac o clădire de 60 de etaje, de 70 de etaje și au totul forecastat pe câțiva ani. Și odată ce ai semnat un contract pe un preț, ăla e. Nu se poate schimba, pentru că acolo totul e dat de guvern. Inclusiv contractele în Dubai sunt date de guvern. Nici dezvoltatorul, nici clientul nu poate să le schimbe. Și iarăși mai citisem și poate îmi confirmi, există și o predictibilitate foarte bună pe zona politică la ei, mă rog, politică, ce se poate vorbi politic, în sensul că nu te poți aștepta de azi pe mâine la schimbări radicale, la de ordin financiar, de ordin strategic, urbanistic și mai știu eu ce.
Dubai e țara șeicului, orașul șeicului și a urmașilor lui. Uh-huh. Și a ales pe unul din fiecare e cel mai vizionar dintre ei ca să-i ducă viziunea mai departe. În momentul în care toată Europa, de exemplu în pandemie, toată Europa era închisă, Dubai și-a deschis porțile. Este atât de flexibil încât e o țară musulmană care și-a schimbat sărbătorile. Vinerea era duminică la ei. Acum vinerea e vineri. Pentru ca să se adapteze la Europa, aveau doar 3 zile. Aveau 3 zile în care nu puteau să comunice cu Europa. Vineri, vineri era sărbătoare acolo. Sâmbătă, duminică era sărbătoare. Nu, vineri era sărbătoare la ei, sâmbătă, duminică era la Europa. Aici. Aveau 3 zile pe săptămână când nu puteau să comunice cu Europa și și-au schimbat zilele de sărbătoare. Acum vineri e zi lucrătoare, sâmbătă, duminică, weekend. Iată adaptare din mers. Da. Da, iar, pragmatism. Iar acum, că din 2030, un alt aspect foarte important, o să oprească construcțiile pentru că 60% din Dubai vrea să fie zonă verde. Și ce se va construi până în 2030, vă dați seama cât de mult o să crească. Și încă o chestie foarte importantă, până acum, ca să ai gold visa, trebuia să investești cel puțin 10 milioane de dirham, undeva la 2,5 milioane de euro. Și proprietățile trebuiau să fie gata. Acum au schimbat, ca să atragă și mai mulți investitori, la 2 milioane de dirham, adică undeva la 500 de mii de euro, primești gold visa. Chiar dacă e off-plan. Asta va crește foarte mult, asta va crește foarte mult nivelul de intrare și de investiții și de locuire până la urmă acolo. Da. Da. Ca să fii cetățean cu drepturi în cu toate drepturile rezident, acolo, rezident, ok. E simplu. Fie ai o proprietate de minim 180.000 de euro, fie acum ai nou cu 500.000 de euro investiție, chiar dacă e off-plan, poți să primești gold visa pe 10 ani. Și drepturile tale acolo sunt... Să deschizi cont bancar, poți să dai file check, poți să iei leasing, poți să încasezi bani acolo, ai Emirates ID, ai foarte multe facilități. Mă mai întreba lumea că a auzit în Dubai că dacă cumperi o proprietate, terenul nu e al tău. E doar pe 99 de ani și vreau să elucidăm acest mit. Nu e adevărat, la fel ca și în România sunt terenuri concesionate, la fel și în Dubai sunt terenuri concesionate, dar mari dezvoltatori fac în zone freehold. Freehold înseamnă că ai și terenul de sub proprietate, adică dacă cumperi în Dubai și cumperi de la un dezvoltator mare, cumperi într-o zonă freehold unde și terenul e al tău. Adică nu mai e mitul, că am auzit că nu poți să cumperi în Dubai. Da, sunt și zone protejate, la fel cum și în România sunt, unde acolo doar localnicii pot să cumpere și sunt concesionate pe 99 de ani. Dar ce vindem noi sunt doar freehold. Ok, e... E bine de știu, da. Bine de știu că sunt multe întrebări de genul ăsta. Ce întrebări ți-au mai pus oamenii de prin târg? Asta despre siguranță, ce se întâmplă cu banii, dacă nu termină, în Dubai termină. Chiar dacă întârzie, termină. De exemplu, dacă vorbim de Damac, în 30 de ani de existență nu a anulat niciun proiect. Pentru că ei, și când încep un proiect, trebuie să pună garanție 20% din valoarea proiectului. E ca dezvoltatorul. Trebuie să pună garanție la, trebuie să pună garanție la, la, la guvern, după care încep să dezvolte pe banii lor și clienții plătesc pe măsură ce ei, ce ei finalizează. Și atunci ei sunt motivați să termine ca să aibă acces la bani. Super tare. Sunt multe, sunt multe întrebări, dar cu siguranță... Te aștept la următoarele ediții pe aici, TNI, să vedem cum evoluează lucrurile pe acolo. Mai ales tu, voi stați de 2 ani, ai spus? Sau? De 2 ani am început de 2 ani. Investițiile. Și mare parte din timp stăm acolo, în Dubai. Super tare. Deci și mai Geisha să... O să deschidem și mai Geisha în Dubai, da. Da? Am deschis deja firma, urmează să deschidem prima locație în Dubai Mall. Super tare. Mulțumesc tare mult, Mircea. Mare drag. Dragilor... intrați pe imobiliaredubai.ro, acolo o să aveți toate datele despre ceea ce Imobiliare Dubai accesează în, în zonă. Eu văd așa aici, în câteva informații. Plata în 2-5 ani cu dobândă zero. N-am prea văzut în România așa ceva. Pe zona de rezidență, deci stai sau dacă vrei să închiriezi pentru turiști, până la 16% return of investment. Mare, 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 mare. Suspect de mare, aș putea spune. Realizabil. Și realizabil. Da. Și de la 1900 de euro pe metru pătrat, 1900 de euro pe metru pătrat, deja vorbim de preț de cartier în București sau cel puțin Cluj. Și sunteți în Dubai, cea mai sigură zonă până la urmă
din lume. Nu spusă de ei, nu spusă de noi, spusă de auditorii care au făcut auditul respectiv. Încă o dată, mersi mult, Mircea, să ne vedem cu bine la tine. Iar noi să ne vedem peste câteva minute la Zero Cafea. Sunt Răzvan Muten.